ne-a ales pe noi, putea să meargă în altă parte. Are atâtea opțiuni, și mănăstiri, și parohii, în toate zonele mitropoliei, arhiepiscopiei Iașului. Totuși, atunci când l-am rugat, a venit aici pentru ca să fie acest hram de plin. Pentru că slujind arhiereul la hram, nu mai lipsește nimic. Iată, am avut o slujbă frumoasă, dezlegările, ce implicatul de un altul de prea Sfințitul, cu mână învățătură, și plecăm acasă cu inima împăcată, cu bucurie duhovnicească, sfătească, întăriți de Dumnezeu pentru credința noastră. Mulțumim prea Sfințitului că este alături de noi și ne poartă de grijă și ne poartă și rugăciunile sale întotdeauna. Să-i dea Dumnezeu să fie sănătos, să mai vină la noi și aici și în altă parte, pentru că asta este misiune. Asta înseamnă să faci misiune pentru biserică, pentru Hristos. Și asta facem noi. Asta e munca noastră. Asta e ceea ce i-a dat Dumnezeu nou să facem. Mulțumim pentru asta, Dumnezeu să rămână. Să rămână. O listă anunțați pe credincioși că mâine l-au numărat pe Părintele Mitropolit la Biserica Sfânta Treimii. Da? V-am anunțat eu când am slujit și la rog. La ora 8:30 este primire la Biserica Sfânta Treimii. Da, și în lume. Sfinția voastră, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Stareț, Preacucernici, Preacuvioși Părinți, iubiți credincioși, orice sărbătoare pentru un creștin este o zi de bucurie și de înălțare sufletească, pentru că ne întâlnim cu Dumnezeu, așa cum spunea și Preasfințitul în cuvânt. Și ce este mai frumos ca să, atunci când te întâlnești cu Dumnezeu? Dacă o întâlnire a noastră pământeană, unul cu altul, ne bucurăm atunci când ne vedem, ne îmbrățișăm, ne sărutăm, atât mai mult în casa lui Dumnezeu ne simțim bine și înălțați sufletește. Astăzi este o sărbătoare mare, praznic împărătesc, dar este mare și pentru că este hramul bisericii noastre și iată, Bunul Dumnezeu, ne-am vrednicit să avem o slujbă deosebită prin participarea Preasfințitului la slujba Sfintei Liturghii. A fost o surpriză, nu mă așteptam. Sincer, vă spun că după ce au trecut sărbătorile Crăciunul, Boboteaza, am adus aminte că îndată voi avea hramul, deci mă gândeam în mintea, ce-ar fi să-l invit pe Preasfințitul, dar nu cred că vine, este hramul Mitropoliei. Dar Preasfințitul a mai fost la noi cu prilejul hramului acum vreo 4-5 ani urmă. Și mă gândeam că este a treia slujbă în biserica noastră, că a mai fost și, dacă vă aduceți aminte, și în postul mare, la Odenie, la începutul unui post mare. Așa încât credem că suntem la inima Preasfinției sale, ne iubește și noi îl iubim pe ea. Și vă rugăm să ne mai faceți astfel de surprize plăcute. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea putere, să ne conduceți, să ne povățuiți și vă mulțumim pentru slujba arhierească de astăzi săvârșită în biserica noastră. Vă mulțumim pentru cuvântul de învățătură, vă mulțumim pentru rugăciunile de dezlegare, de cele de folos sufletului și trupului. Să fiți sănătoși și la mulți ani, la toată lumea mulți ani.